Apele de munte chiar au devenit o bătaie de joc în ziua de azi. Populări masive, populări masive cu pești mari din crescătorii, da? Concursuri de pescuit pe râurile sălbatice din țară. La fel, pentru acele concursuri, populări masive cu pești mari din crescătorii. Peștii sălbatici, domne, peștii sălbatici nu au fost protejați absolut deloc. Rar, rar să mai prinzi un păstră, un lipan sălbatic. Astea sunt niște lucruri, lucrurile astea dovedesc nepriceperea, lipsa de bun simț și alergatul după bani din partea asociațiilor de pescuit. Explicați-mi și mie, vă rog, un lucru. Specii protejate, lipanul și lostița. De ani de zile pescuitul închis la ele. Cu ce s-a schimbat? Avem lipan? Avem lostiță? De ani de zile pescuitul interzis. Care sunt rezultatele? Apele de munte sunt pline de braconieri, credeți-mă. Bacul omel naturale, furculiță, curent electric și așa mai departe. Domne, ai apă în concesiune. Țineți cont ce vă zic, n-am nimic personal cu nimeni. Ai apă în concesiune și nu o păzești, nu ai ce căuta în domeniul ăsta. Ce oferi pescarului care îți plătește taxă și vrea să pescuiască, se bucură de o zi de pescuit? Ce-i oferiți? Pescuit între braconieri? Asta-i învățat și pe cei tineri care intră în pescuit? Mergeți la pescuit, că am populat cu pește din crescătorie. Dar vedeți că acolo pescuiți între braconieri? Pentru că noi le facem permise la acei braconieri, pentru că scoatem bani. Cum să te interzicem 10 braconieri? Să le punem interdicție, când pot să spun ție, de exemplu, interdicție, pentru că atragi atenția asupra braconajului. Deci, pierdem un permis de la tine, dar câștigăm 10 de la braconieri. Asta este realitatea în țară, domnule. Domne, YouTuberia i-a nebunit succesul, pe cuvântul meu de onoare, i-a înnebunit succesul. Fără peștii care au mai rămas în apele de munte, fără acei pești, mă refer la păstrăv, lipan, lostiță, nu mai zic, că pe cale de mai sunt câteva exemplare în țară, fără acești pești sunteți zero. Acești pești vă mai dau ceva valoare vouă, dar fără acești pești sunteți zero, sunteți nimic. 200 de kilometri am băgat azi, nici urmă de pește. În schimb, apă tulbure din cauza defrișorilor, furturi de piatră, locuri de pescuit distruse de la furtul de piatră, o grămadă și o grămadă de nereguli. Dar noi plătim taxe ca să pescuim. Și vorba sămânțarilor de la colț de stradă. Păi nu vă convine, vă dăm bani înapoi. Ciovărgăi, sămânțări de la colț de stradă și oameni care nu au gram de pasiune în ei. Astea sunt oamenii ăștia conduc, sunt în pescuitul din România. Domne,
Vorbim de natură, nu de altceva, nu de discoteci, de cluburi. Natura din România, care e plină de oameni fără gram de pasiune. De asta pescuitul este unde este.